31 de cadre didactice din 21 de regiuni ale țării și-au dat întâlnire la Clasa Viitorului, unde a început cursul de formare profesională continuă, utilizarea eficientă a echipamentelor digitale, tipice Clasa Viitorului, în procesul de predare-învățare. Pentru mine personal, aceste cursuri au o mare importanță, deoarece avem utilaje noi, utilaje care le testăm permanent și venim la aceste cursuri pentru a face un schimb de experiență. Am mari așteptări, deoarece sunt niște utilaje care le-am recunoscut la lecțiile de fizic, unde sunt și profesori, și anume senzorii, aplicația lor în viață, cum putem să construim unele mașini tehnice care pot să ne ajute în viața toate zilele, atât în agricultură, cât și în alarme de casă și alte domenii. Pentru fiecare obiect separat vor fi identificate echipamentele și în ajutorul profesorului pentru a crea o lecție mai interactivă, a atrage interesul copiilor în față de obiect, atunci când văd o lecție altfel și ei învață altfel. Practica care o va oferi utilizarea acestui echipament va fi mult mai interesantă pentru ei. Acesta este al doilea curs de formare profesională după alfabetizarea digitală finanțat de Fundația Orange Moldova și implementat de Centrul de Informații Universitare în colaborare cu experții din cadrul Centrului Național de Inovații Digitale în Educație, Clasa Viitorului. Cele două cursuri de formare continuă vor face parte ulterior din portofoliul Centrului Național de Inovații Digitale în Educație și vor putea fi accesate de profesorii din toate școlile din țară. Mă bucur să mă revăd cu colegii la aceste cursuri de instruire la care vom învăța să utilizăm la lecție echipamentele specifice Clasei Viitorului. Pocket Lab, Adafruit, Ozobot, ochelari VR și microscopul electronic. Copiii adoră aceste echipamente. În acest fel dezvoltăm la copii competențele utile în secolul 21 pentru un viitor bun și prosper. Fiecare profesor va primi certificat de participare și credite pentru cursurile absolvite și va avea posibilitatea să împărtășească aceste cunoștințe cu alți colegi. Profesorii vor deprinde cunoștințe și vor valorifica la maximum echipamentele digitale donate școlilor partenere Clasa Viitorului. Ulterior, acestea vor fi împărtășite cu colegii profesori, dar și elevii din instituțiile pe care le reprezintă. Avem certitudinea că aceste cunoștințe vor aduce o plus valoare procesului de predare, transformându-l în unul atractiv, motivant, dar și inovativ. Clasa Viitorului este un proiect de educație digitală implementat în 31 de instituții de învățământ din Republica Moldova, care aduce un nou concept în pedagogie, oferind un spațiu de învățare deschis și motivațional, cu abordări interdisciplinare și inovative, prin utilizarea tehnologiilor digitale ce favorizează procesul de învățare orientat spre elev. Mai multe detalii despre proiectul Clasa Viitorului pot fi accesate pe www.clasaviitorului.md și www.iac.md. We'll be right back.